Însă, stimați telespectatori, suntem la Enet Vrancea, de data aceasta în prezența domnului Ionel Serea, inspector de protecție a muncii, Protecția da? muncii, da? Bună seara, bine ați Să venit rămână, la bine noi. ați venit. Domnule inspector, de data asta vreau să discutăm o situație, îi spun, nu că este o Da, e o situație situație mai deosebită, mai într-adevăr. deosebită. Este vorba despre protecția datelor personale de care dumneavoastră vă ocupați în Da, cadrul mai Enetului. nou, da. Domnule inspector, știu că această lege a fost dată în 1906, 16, în 16. 2016, nu, 2016, 2016. și a intrat abia în vigoare abia în 25 Mai. A mai, fost anul acesta. luna aceasta, da. Ce înseamnă protecția datelor personale? Ca peste tot, și România s-a aliniat directivelor Uniunii Europene și acest regulament de protecție a datelor face ca toate țările din Comuniune să aibă aceeași legislație privind protecția datelor cu caracter personal ale oamenilor, ale cetățenilor, Indiferent unde ar munci ei, indiferent în Uniunea Europeană. în Uniunea Europeană. Sau dacă cineva din afară Uniunii Europene are relații de afaceri cu un locuitor al Uniunii Europene, atunci automat regulamentul intră în vigoare și pentru respectiva firmă sau societate care nu este în Uniunea Uniunea Europeană. Europeană. Da. Cred că toată treaba asta, și eu cred că e un lucru de bine, e mai greu acum că v-a cam pus la muncă pe toți, este un lucru nou și lumea e, adică populația e destul de numeroasă, trebuie luat om cu om în parte, dar cred că și din cauza invaziilor de date personale pe internet, eu nu înțeleg de ce oamenii nu realizează că astea nu fac bine, nu ne fac Așa bine este, efectiv, așa este, nu? așa este. Legea nu este nouă. Legislația a prevăzut înainte de 2016, legea 677, care prevedea protecția datelor cu caracter personal, dar era legea României. Și atunci regulamentul vine cumva în completarea legii, dar cu date mult mai noi, mult mai interesante și cu protecție mai mare Pentru pentru persoane. persoanele vizate, să spunem, în nou regulament. Persoana vizată. Spuneți-mi, vă rog, totuși, ce se înțelege prin date cu caracter personal? Sigur că e foarte simplu și majoritatea dintre noi știm, dar haideți să lămurim problema asta. Ce se înțelege prin Datele date personale? cu caracter personal înseamnă absolut orice vă privește direct și personal, începând cu numărul de telefon, CNP-ul, Deci, adresa, starea civilă, copii, familie, tot ce înseamnă datele dumneavoastră personale. Se merge până acolo că și poza, dacă este, vă duceți la un mall și datele dumneavoastră sunt verificate printr-un obiectiv, printr-o cameră de luat vederi, cineva poate să folosească poza respectivă în interese pe care dumneavoastră nu le de știți. toate De felurile, pentru toate că fel, vedeți că se orice, pot, orice poate să, orice poate să da. folosească și dumneavoastră poate nu știți că poza dumneavoastră este acolo și cineva o folosește, nu știu, i-a plăcut fizionomia dumneavoastră pentru publicitate, la o cremă, la un parfum, la oriceva. Dumneavoastră trebuie să știți, să fiți informată, efectiv, că cineva vă folosește datele astea personale Bun, și cine te informează? Dacă și te fotografiază, tu de unde știi că te-a fotografiat și... asta e regula. Deci tocmai asta încearcă să facă regulamentul ăsta. Trebuie să vă anunțe cineva de ce vă folosește imaginea și în ce Și scop. să-ți ceară voie Și să o să vă ceară folosească, în voi, primul automat, rând. să vă ceară voi, domnule, vreau să vă folosesc imaginea, cum îmi place, cum arătați sau ce ați vorbit la o anumită emisiune, să folosesc și eu imaginea asta cineva, trebuie să vă spună de ce vă folosește, în ce scop folosește imaginea sau datele dumneavoastră personale. Nu mai e obligatoriu atunci când să vă ceară datele personale, atunci când intervine un contract. Dacă aveți un contract, sunteți angajat undeva, aveți un contract de colaborare cu cineva, atunci ați semnat contractul, v-ați dat consimțământul și atunci este acoperit operatorul care este interesul legal și al dumneavoastră și al operatorului. Dar operatorul respectiv, de exemplu, eu știu, am contract la televiziune, nu? Da. Cei de jos, de la secretariat, au voie, dacă vine cineva să întrebe, domnule, vreau și eu numărul de telefon al doamnei ăstea de sus, care vorbește la televizor, vreau telefonul, vreau CNP-ul, Adresa de vreau mail? adresa de mail Da, și vreau adresa ei da. personală. Nu. Aici intervine confidențialitatea datelor.
Și aici trebuie să lucrăm noi cel mai mult, pentru că angajații, colegii noștri, nu știu cum să procedeze, ceea ce trebuie făcut. Aveți dreptate, așa, vine la secretaria cineva și spune: domnule, am nevoie de numărul de telefon al domnului director. Da. Domnule, nu pot să vi-l dau. Păi de ce nu poți să mi-l dai că ce că e persoană E publică? persoană, deci telefonul, Da. indiferent că este telefon de serviciu sau telefon personal, este sunt date cu caracter personal. Personal. Deci nu se pot da. Vă duceți la domnul director, îi cereți asta. Stați în audiență, dacă nu e aici, vă Și primește și îi cereți. Și cred, domnule inspector, că nu numai când e vorba de domnul director, de oricine. absolut oricine, Orice om, absolut. vecinul meu de Exact, scară, exact, nu exact. pot Da, să mă da, da. informez asupra numărului lui de telefon fără voia lui. Mă duc, îi sun la ușă: domnule, ești de acord să-mi dai numărul de telefon? Că ți-l dau Exact, și eu pe al meu. exact. Că, Da. Doamne ferește, se întâmplă ceva în blocul ăsta, să știm unul de Asta altul. sunt private. Adică Private. între dumneavoastră și Și, vecinul da. aveți o relație de Da. prietenie, de Da, dar nici amiciție. așa, cred că nu e voie, zic și eu, vă întreb de Da, fapt, da, nu zic da. și eu, că n-ați să vă că sunteți la curent cu toate lucrurile astea. Am voie să cer așa pe stradă la un necunoscut, dar știu că-l cunoști pe cutare, dă și mie numărul lui de telefon. Dumneavoastră aveți voie să faceți Dar n-are asta, dar voie n-are pe voie el să vă dea el numărul. să-mi dea numărul de telefon. Adică să lămurim problema. Regulamentul spune un principiu foarte clar: preia controlul asupra datelor personale. Este un principiu care cred eu că spune foarte multe. Sigur, Adică sigur. trebuie să știi cine și de ce îți prelucrează datele personale. Că te trezești la un moment dat cu reclame, te bombardează cu publicitate și nu știi de Nu unde. știu de unde Mă ți se deranjează trage, la un da. moment dat. Mă deranjează la un moment dat. Că vine o firmă de telefonie și îți trimite nu știu ce ofertă. Nu mă interesează. Dar vedeți, mai este o problemă și vreau bine că am provocat discuția asta. Te trezești de la o firmă, nu dau nume, de telefonie. Da, oricare. Bună ziua, sunt agentul de cutare de vânzări sau cum e la ei acolo, director de Da, nu știu da, ce. da. Așa, vreau să refacem fișa cu datele dumneavoastră personale, prin telefon. Și atunci, nu vă supărați, eu nu dau datele mele personale prin telefon. Nu vă supărați. Bună ziua și închid. Intervine relația dumneavoastră cu firma Dar respectivă poți să fii sigur că e vorba de... în funcție de contractul pe care l-a semnat. Aveți o relație cu firma de telefonie, să zicem, ați semnat un contract Te duci acolo unde ai de semnat contractul, nu la exact, telefon. da. Adică trebuie să te asiguri că cine cere datele alea este cine spune că este. Că așa Sigur că poate să da. sună oricine: domnule, am și eu nevoie Mi să s-a vin de la întâmplat să vin de la știți, gaze, da. de la electrica, de la oriunde, dați-mi drumul să intru și Nu dați-mi vedeți câte adresa. s-au întâmplat? Exact. Preia controlul asupra datelor personale. Este foarte important să știm ce facem și cum procedăm cu datele astea De personale. exemplu, reiau discuția cu telefonul. Îți dă telefon și spune că e de la firma cutare, vreau să-mi spuneți și să refac. Da, doamnă, refacem, dar vin acolo unde am semnat contractul, nu la telefon. Deci asta să fie sfânt. Exact, Pentru nu. că te trezești că-ți umblă în contul din bancă, dacă ai cont în bancă. Știți cum e? Tehnologia asta acum permite oricui, oriunde să-ți afli. Permite orice și telefonul este o chestie cea mai nesigură. Da, Eu așa știu, cel este. mai nesigur mod de a putea să-ți preia orice gând, orice, absolut orice, prin telefon. Nu vedeți că ești ascultat de către oricine, o de Da, noi oriunde. trebuie să mergem foarte mult pe sensibilizarea oamenilor față de ei înșiși. Adică protejează-te ca să fii Dar să fii protejat la rândul protejat. tău de lege, să fii protejat, să nu ți se întâmple ceva și după aia n-am știut, n-am avut cunoștințe, Îmi nu am. spunea cineva că, uei, hai dragă, las-mă, cum să mă asculte? Da, te ascultă, are un aparat, există aparate, apeși de un buton și îți... Da, auzeam variante că și televizorul se uită la tine, adică Nu știu de da. televizor, dar există aparate cu care apasă pe un buton și conectează telefonul, aparatul ăla direct la tele și te ascultă toată convorbirea și o și înregistrează. Da, e Așa că aveți posibil. grijă ce vorbiți la telefon, stimați telespectatori. Eu n-am grijă că n-am ce să ascund. Prima care vorbesc mult la telefon sunt eu. Dar în principiu, deși știu treaba asta, dar mă ia gura pe dinainte, vă rog să nu faceți ca mine, stimați telespectatori. Spuneți-mi, nu e o discuție pe care, din păcate, trebuie să o purtăm așa serios, pentru că, vedeți și dumneavoastră, Nu e de terorism, joacă, nu vedeți e de câte joacă. lucruri sunt. Nu e de joacă, v-am spus, adică știm cu toții, tehnologia asta Nu avansată mai îți e ca pe permite vremuri când mergeai orice, la... poate să Da. facă orice cu dacă are anumite date strict care
privește persoana în cauză. Păi dacă află, dacă ai mai fost căsătorit, câți copii ai din prima căsătorie, câți copii ai acum, ferească Dumnezeu, știind câți copii ai, vrând să obțină ceva de la tine, se duce și ți amenință copilul. Sau știți ți-l... cum e? E, da. Ne uităm pe o rețea de socializare și mulți inconștienți spun acolo, plec în concediu, mă duc la mare și spune și data. Și poze de la și mare. Poze. Și toată lumea știe că omul nu e acasă și se duce și... Îi fură lucrurile din casă. Din casă sau cine știe ce rele fac. Păi eu am hotărât să nu mă mai duc în concediu, gata, că mi-e frică să mai las casa singură. Instalați, da, tehnologie poftim. De ultimă urmă. Oră, ultima, da, oră. Da. Puneți camere, vă uitați pe internet, vedeți în direct ce se întâmplă acasă. Ce face, păi dacă totul este posibil, da, în lumea asta, vedeți? Asta este. Ne-am cam luat doi la întrecere cu Dumnezeu. Dar că suntem, dar n-avem nicio șansă. Astea sunt așa niște chestii mărunte pe care cred că Dumnezeu de acolo de sus râde de noi. Crede că chiar noi chiar credem că suntem deasupra lui. Știți? Da. Da, adică acum, bine, tehnica e foarte interesantă. Faptul că s-a, dar dacă ar fi folosită, asta e, dacă ar fi folosită în scopuri umanitare, în scopuri de întrajutorare și așa mai să departe. Să zicem, în scopuri bune. În scopuri bune, dar vedeți că, din păcate, nu vedeți atentatele astea și tot pe bază de date și de informații. Știți cum? De informații, categorii. Cine are informația, stăpânește situația. Bineînțeles, bineînțeles. Asta este, nu noi am făcut. Spuneți-mi, domnule inspector, cum ați rezolvat, sau cum încercați să rezolvați dumneavoastră ca instituție această situație, că aveți mulți angajați. Da. Foarte mulți. Și cum înțeleg ei această situație? Aici trebuie să lucrăm cel mai mult, pentru că oamenii trebuie conștientizați că se întâmplă rele. Noi trebuie să ne aliniem la regulamentul ăsta european și am demarat deja o campanie de informare, o campanie de publicitate, de să le spunem oamenilor ce se întâmplă. Am publicat pe site-ul nostru, pe www, am voie să spun, NFSA, politica de confidențialitate. Clienții pe care îi avem noi au de ani de zile datele lor personale la noi. Noi folosim foarte mult datele personale ale oamenilor și îi asigurăm că și din punctul ăsta de vedere trebuie să aibă încredere și să fie conștienți că le folosim numai în scopuri dinainte stabilite, nu folosim în altă parte. Deci, dacă îmi permiteți, aici este vorba de clienții dumneavoastră, de clienții nu de angajații din firmă. Angajații noștri sunt acoperiți de contract, v-am spus. De contract. Contractul este sfânt. Dacă angajatul este la noi, e obligat să aibă datele personale la noi. Se face plata salariilor, se face pentru, eu știu, echipamentul de protecție, că fiecare trebuie să știm cum să îmbracă, numărul la pantof, numărul la... Da, da, da. Sunt date personale pe care și-au dat acordul să le folosim. Și nu e cazul să avem acum un nou consimțământ. Sigur, pentru sigur, ce? Mai ales că lucrați de o viață aici împreună, sigur. Și are rost, e o hârtie în plus. Deci e vorba despre clienții dumneavoastră. Despre angajații noștri care nu avem nevoie, pentru care nu avem nevoie de consimțământ, dar... clienții care încă sunt abonați la ENET, la societatea noastră, ei au datele de mult, de ani de zile, că sunt cei care vin, noi clienți sau posibil noi colaboratori pe aprovizionare, pe prestări de servicii, avem nevoie să avem consimțământul dumnealor sau un contract care stă la baza discuției dintre noi ca și afacere și acolo suntem acoperiți că, domnule, n-am cum să facturez cuiva dacă nu știu contul, dacă nu știu numărul CNP-ul și alte date și personale. Bun, și cu CNP-ul ăsta, pe mine mă enervează când îmi cere cineva CNP-ul. E durerea vieții mele. Bun, acum glume, stimați telespectatori, dar pe jumătate. Spuneți-mi, sunt obligată să dau CNP-ul meu la firmele astea? Sunt obligată, nu? Numai deci... dacă aveți bază legală. Adică regulamentul nu șuntează legea care este. Dacă pe factură scrie că
numele delegatului, doamna, și CNP-ul trebuie trecut, e bază legală. E bază legală. E bază nu legală. Așa că mă întreabă una de la ghișeu, doamnă, dar ce vârstă aveți sau ce CNP aveți? Păi, da, ce te interesează pe dumneata ce vârstă da, ai da. Și ce CNP a? Femeile cu vârsta în general. Da, e obsesie, să știți. Dacă vrei să-ți faci dușman ca o femeie, întreabă, cere CNP-ul. Și nu te mai, poate, nu-ți mai răspunde da, la salut. Dar poate sunteți suveran, că ați văzut cum se poartă. Cum se cu suveranul, n-ați văzut? La... Asta e... Nu știu la ce vă referiți. Sunt oameni care spune că el nu are CNP-ul, nu-l interesează nimic pentru că el este suveran născut viu și nu trebuie să dea... A, da, am văzut și tâmpenia asta, care, da. Eu acum am glumit categoric, sunt date care trebuie, sunt buletinul este obligatoriu să-l ai la tine, Doamne ferește, automat, în da, mod categoric da, și dacă este oficială, eu știu, te oprește poliția și își cere... permisul de conducere, unde este în buletin, în permis e trecut și sigur că da, nu pot să spun, eu nu-ți dau, că eu îmi protejez datele personale. Nici într-un păi, caz. Nici asta într-un este, caz. Sau la, când faci un contract la bancă sau când te angajezi undeva, sigur, numai că cei cu care faci contract, ei trebuie ei să... Au principiile lor și nu se pune problema ca acestea să fie încălcate, pentru că e regulă, nu poți să ai datele cuiva și să le faci publice, să, că așa vrea cineva sau nu. E regulă, sunt respectate și sancțiunile sunt foarte mari și pentru prunte, cei care... pentru cei care ar putea să facă așa ceva. Ce bine ar fi să văd deci și eu niște oameni nu, cu probleme. Nu se pune da. Problema. Deci cei care știu și am mai spus, mergem să le explicăm, să le spunem și angajaților noștri, că lucrează cu publicul, să vină acolo mii de oameni, să plătească bienetul, să plătească facturi. Intră în posesia datelor personale a zeci de oameni. E cruntă în regulamentul de ordine interioară, este trecută asta ca o abatere deosebit de gravă. În regulamentul de ordine interioară sunt niște sancțiuni care, dacă ai făcut o greșeală, nu știu ce, ești sancționat cu mustrare, cu înscris, cu 5% din salariu, o sancțiune de asta ușoară. Ușor. Dar pentru asta este deosebit, se poate ajunge la pușcărie pentru chestia asta. Sigur că da. Nu e de joacă, eu n-ați spun văzut, tuturor. Da. N-ați văzut că și pe Facebook își trec, eu nu mi-am trecut anul nașterii, că n-am fost, bine, adevărul este că nici nu știu să operez pe, și o fetița unei prietene mi-a făcut ăla pe Facebook, cum se cheamă, bun. Și a trecut vârsta pe care a crezut ea că o am eu. Foarte bine, mi-a făcut un serviciu mie personal, la ceilalți treaba lor. Dar mi-a și spus, mi-a zis, mă, tu ai făcut la mișto treaba asta? Nu. Așa am vrut să mă distrez, dar să nu vă dați niciodată, asta de acum câțiva ani de zi, să nu vă dați niciodată și stimați telespectatori, în viața voastră să nu faceți prostie asta, să vă, că trebuie să treci anul nașterii. Cum adică trebuie să trec? Într-o chestie pe care o vede tot globul pământesc. Pentru ce? La, pe internet vorbesc. Dar și mulți au picat în plasa asta și și-au trecut ziua de naștere, anul nașterii, eu știu unde s-au născut și o mulțime de date nu, personale. Nu conștientizează. Și da, gravitatea și, unei situații de genul ăsta. Și regulamentul ăsta vine și subliniază și spune și încearcă să convingă cumva că nu e o joacă. Adică riști să rămâi cu contul gol, riști să rămâi riști cu fără... foarte multe, da, pentru că da. Accentuez pe treaba asta, nu că vai de mine află nu știu cine ce vârstă am eu sau altul sau altul, asta nu contează, niște jucării, niște prostii, problema este cu aceste date personale, poți să rămâi, să mă scuzați de expresie, în fundul gol, că poate să-ți ia tot, intră în contul din bancă, ți intră în casă, ți intră, așa nu? Este, așa este. Așa categoric. Deci la ora actuală noastră aici la Enet nu mai ați rezolvat aceste probleme am în mare rezolvat, parte. Mai avem de luat niște măsuri, astea au fost măsuri organizatorice, de ordin, hai să vedem cum trebuie să facem. Mai sunt măsuri tehnice care ar trebui să le implementăm și să spunem, domnule, niște calculatoare sunt mai vechiuțe, nu mai corespund noilor cerințe. Asta o să mă certe domnul director că vă spun. Nu, dar nu numai la dumneavoastră, peste tot sunt situații trebuie de astea, asta pasul, e. Trebuie să ținem pasul cu tehnologia nouă, cu noile modele de calculatoare mai performante, cu viteză mai, cu protecție mai bună a datelor există pe care... Și, există și exact, calculatoare exact, cu protecție mai bună, sigur. Care are instalat un program mai performant de protejare a datelor personale. Nu poate, să nu poată să intre oricine într-un calculator.
La noi, în rețea, la Ened, la comercial, acolo sunt 3, 4, 5 utilizatori. Să nu dați tot pe goarnă acum, Fiecare, nu, dar asta este. Fiecare are parola lui, fiecare A, are da, foarte numărul lui cu bine. care intră. Acolo să vede exact data când ai intrat în calculator, ce fișiere ai accesat, cât ai stat acolo pe fișierul ăla, sau dacă ai făcut niște copii care ți-au trebuit ție la nu știu ce dosar, la juridic, la oriunde, și la ce documente ai făcut copii și în ce scop le-ai folosit. Adică sunt lucruri pe care oricine care trebuie să facă un control trebuie să le Trebuie verifice să și le verifice. să le aibă acolo foarte clare și foarte corecte. Cine a făcut, ce a făcut, de ce a făcut. Dar vedeți că în toată țara sunt calculatoare, dar de proastă calitate, marea lor majoritate, că nu Da. sunt bani. Peste tot lumea se baită de bani. Așa Și e. cu cât e mai performant, cu atât e mai scump. Și Știți îți cum e? trebuie multe, nu trebuie numai unul. E cu Da. duși întorși, Programele știți? astea de securitate ar trebui actualizate permanent. Pentru că cei care vor să facă rău, cei care vor să, Și sunt așa, destui? și sunt foarte mulți, bineînțeles, ei Bineînțeles. au grijă să-și facă actualizarea prostiilor pe care vrea să le facă. Ei știu cum trebuie să procedeze. Dacă n-ai un program bun de protecție a datelor și de protecție a calculatorului în general, nu numai a datelor personale, așa, e riscul să intre în rețea și să șteargă tot, să facă orice. Ferească Dumnezeu. Da, da. Deci, în principiu, cam asta este. Nu vă încurcă treaba asta pe Nu, dumneavoastră, dar vă pune să nu, nu, munciți dar mai mult. asta e. Nu, n-am ce să spun. Trebuie făcută. Trebuie făcută și Asta trebuie peste făcută. tot, numai pentru că am primit un telefon de la București, o rudă de-a mea care era foarte îngrijorată, și că, măi, ce mă facă? Uite, mi-a venit acum, e șef de secție la un spital mare din București. Aoleu, astea sunt date speciale. Și mi-a spus, Dumnezeule, știi ce-i pe capul meu, că nu știu de unde să o iau și unde Da, să... da. Da, cu date speciale acolo, vă dați seama, Sunt și mai date cu boli, cu cu treburi de boli, astea care la astea fel au nu... fost foarte sensibile și foarte delicate. Și asta nu ai voie nici să spui, nici din gură, nici pe hârtie, nici... N-ai voie nimic, decât în interesul Pacientului, în persoanei cazul cazate, a lui, da, pacientului, în cazul, da, și al da, familiei, da, bineînțeles, cu clar, acordul da. familiei. Sau un caz legal. Sau un caz legal. Adică dacă, Doamne ferește, vine unul și are o boală care se răspândește fără fulgerător, automat trebuie anunțat Ei, autoritatea sigur, care spune, sigur domnule, că da, sigur că da, doar că omul sigur ăsta că da. trebuie, da. Cam asta este, domnule inspector. Mă bucur că ați fost astăzi la noi Roman, și sper că a înțeles ceva lumea care ne-a privit din discuția noastră. trebuie să înțeleagă, pentru că nu e de joacă. Chiar nu e de joacă. Nu e de joacă, nu e de joacă. Asta este. Când eram noi copii, nici nu ne gândeam la așa ceva. Nu erau nici calculatoare de astea, unu, două, dacă era, habar n-aveam. Acum lumea se vede, uite, sar blocuri în aer la New York Doamne și așa ferește, mai Doamne departe. ferește, da. Și câte și câte nu se întâmplă și datorită acestor sau din cauza acestor date personale care Informații, circulă da. de colo-colo, informații pe internet și mă uitam și eu persoane, eu nu înțeleg, nu pot să înțeleg, oamenii chiar nu gândesc, care își arată interioarele, mi-am cumpărat poșetă de 5.000 de euro, mi-am cumpărat mobilă de 150 și își arată casele. Eu cred că numai la noi se întâmplă așa ceva. Eu nu știu dacă în Nu afară știu. cineva și-ar permite să dea asemenea Nu date știu, nu pe știu. public. E aiurea, e Nu știu de aiurea ce, da? complet să-ți dai Dar noi mură, să le dai mură în trebuie să gură ne lăudăm hoților. că avem, că suntem în Că stare. suntem tari. Suntem Suntem tari. Cât avem mai multe lucruri materiale și mai puține în cap, cu atât suntem mai tari, Asta e, ce din să fac. Din păcate. păcate, așa Mi-a făcut plăcere. este. Ne-am Sărmâna. cunoscut astăzi, stimați telespectatori, aici, în fața acestei mese și mă bucur mult că domnul inspector Serea Ionel ne-a dat o mulțime de sfaturi care sunt foarte bune. Țineți cont de ele. La revedere! Să rămână, sper că v-am fost de folos. Cu tot dragul, sănătate!